În cadrul parteneriatului încheiat între Colegiul Național Pedagogicarul I din Câmpul Lung și Fundația România-Olanda, care se derulează din anul 2001, timp de o săptămână, elevii ai renumitului colegiu olandez soviet au avut un schimb de experiență cu elevii ai colegiului amintit. Cu această ocazie, în amfiteatrul Colegiului Național Pedagogicarul I a fost prezent coordonatorul regional pe probleme pentru justiție al ambasadei olandeze, Jan Rutgens. Atât elevii olandezi cât și cei români au adresat întrebări atât invitatului cât și directorului instituției de învățământ, Radu George. Aceștia au fost interesați de condițiile de studiu, de procesul de învățământ din Olanda, dar și de problema integrării minorităților și posibilitatea revenirii României la comunism. Este un proiect vechi, dar în același timp nou. Pentru prima dată avem un schimb de experiență cu un gimnaziu soviet din Haga, unul dintre cele mai performante colegii din Olanda. Este o provocare pentru noi, propunerea a venit de la acest colegiu și de la Fundația Olanda-România. Ei au la sfârșit de ciclu liceal schimbul de experiență toate statele de pe mapa mond, America, China, tot ce vreți, și pentru prima dată ne-au propus nouă, în Europa de Est, un astfel de schimb de experiență și când noi acceptăm orice provocare și mai ales când e vorba de elevi, am acceptat. Elevii noștri au fost în Olanda 20-26 martie și acum au venit olandezii în România. Cei 28 de elevi olandezi însoțiți de doi profesori au fost primiți de familii din România și au avut ocazia să viziteze și să cunoască cele mai importante obiective turistice din municipiul Câmpul Lung și din zonă. Proiectul aparține Fundației România-Olanda, care s-a desfășurat de foarte mulți ani la noi în țară și mai exact la noi în oraș, cu școala noastră. Reprezentanta principală este doamna Cristina Cristescu și soțul acesteia, care ambii au avut o colaborare extraordinară cu noi. În ce constă acest proiect? De fapt, este un exchange. În luna martie, un grup de elevi de la noi din școală, un număr de 23 și 2 profesori, eu și doamna profesoară Cristina Boață, am mers împreună la Haga și pentru prima oară copiii noștri au fost găzduiți în familie olandeze și au reușit să vadă, de fapt, care este stilul de viață al celor de acolo. De data aceasta, exchange-ul constă în venirea olandezilor în orașul nostru, găzduirea lor în familii, ei își împărtășesc tradițiile, obiceiurile, felul de a fi al românilor și e o bună oportunitate pentru noi să continuăm această relație. În cadrul acestui proiect româno-olandez, astfel de schimburi de experiență vor continua, iar cel mai apropiat eveniment care va fi găzduit de Colegiul Național Pedagogicarul I este concursul internațional de simulare de procese care se va desfășura la această prestigioasă instituție de învățământ între 1 și 7 iunie. Elevii caroliști au participat în urmă cu ceva timp la Haga, de unde s-au întors cu rezultate destul de bune. Toate aceste evenimente sunt ocazionate de împlinirea a 150 de ani de la atestarea acestei instituții de învățământ.